cu bună dimineața, my friend. Pe aici, prin ape. Stai să șterg un pic ecranul. Op. Mamă, sunt uimit, mai ajung prin zonele astea. Sunt pe la Cluj pe aici. Vezi tot felul de chestii, bă, băiatule. Scurțile alea vechi, în care fiecare și-a luat bucata cum a putut. Ia uite și șaienul ăsta. Păcat de el, frate. Distrus tot. Cine știe ce probleme avea? Am avut-o descărcat aici la Cluj, știi? Și ce este nasol este că am acum marfă pe o singură parte. Numai că nu am foarte mult de mers, dar este un inconvenient, ca să zic așa, cu marfa pe o singură parte, deoarece nu este echilibrată cum trebuie mașina și nu-mi prea place. Trebuie să fiu atent mai ales la curbe, știi? Bă, înainte erau aia cu niște cartoane pe aici, nu-i mai văd. Ia uite câte rilote, una, două, trei. Mamă, ce frumos. Mai fain e o rulotă decât un din ăsta. Un cerculeț din ăsta. Uite, fii atent cu stă mașina într-o parte. Stai să arăt. Foarte, foarte nasol, știi? Să mă uit dacă e legat aia. Dar cred că este. Uite, porumbelul își face siesta. Hei, porumbicule! Da, uite, vezi, de asta zic că îmi stă într-o singură parte. Ideea e că sunt legate foarte bine cu scotch. Am legat eu cu o kingă. Mai am aici un pachetel. Numai că, păi, foarte nasol, știi, când este marfa pe o singură parte. Dar, păi, nu, mereu așa, ce să facem? Sunt curăț papucii. Până la Baciu am de mers. Dacă vrei să mă însoțești până acolo, îți mulțumesc. Service. Uite, vezi, curbele astea spre dreapta sunt destul de nasoale pentru că marfa este pe stânga. O să vedem dacă mă pot duce pe aici. Puțin cam dificil la ora asta. Un pic așa forțăm, dar cu atenție sporită. Nu merge acum, Valentin. Acum nu vine nimeni, poți să te duci direct pe unul. Super. Terapia, nene, o fabrică foarte importantă a Clujului. Probabil că mai funcționează undeva la 3%. Glumesc, îți dai seama, nu știu la cât la sută funcționează. Dar cred că și terapia funcționează cum funcționează antibiotice Iași. Da. Din păcate. Îți dai seama, nene? Datoria României a ajuns la jumătate la, de 50% din PIB-ul țării. Încă 5 ani și suntem gata. Da, construim complexe rezidențiale. Băi, se aude ceva, dar nu știu de unde vine, foarte important. Hei, hei, ușor. E o trecere aici, nu pot să mă urc chiar pe ea, știi, că poate o să vrea cineva să treacă. Dar de unde vin, mă? Mamă, din spate vine. Am pus aici. Și să vedem unde se duce, nu mă duc. E aici. S-a dus încolo, ok. Construcție aici, nene, blocuri câte vrei. Mii, cu miile, cu zecile de mii de euro, mai exact.
Fain și Meganul ăsta. Mie îmi plac, îmi plac. Îmi place, îmi place o marca asta de la, de la Renault. Am avut un Renault Megane din 2004. Foarte fain, nene. Foarte fain. Mi-a plăcut foarte mult mașina aia. Să vezi ce stabilitate avea, foarte ok. Bă, dar cum îi zice, mă, undeva pe la Home Garden Baciu, dar eu știu că Home Garden este aici, dar numai că au zis că în Baciu trebuie. Să vedem, știi asta unde trebuie să ajung eu? Ne să-l întrebăm pe domnul Gagul. Home Garden Baciu. Home Garden Supermarket. Ești aiurea, alimentară, băcănie. Nu, nu găsește, știam că nu o să găsească. Dar oricum a zis clientul că pe mine asta mă enervează, frate, că am, uite, Casa Rusu, hei, Mobilas. Am zis de mult, de când am plecat, înainte să încarc, am zis că vin la Cluj, am zis că după ce am încărcat, am zis că într-o oră sunt gata. Dar mă rog, așa sunt oamenii. Am zis că după ce ajung acolo în Baciu să aștept, știi? E penibil, atâta timp cât știi că îți vine marfa astăzi și te sun de 3 ori și îți spun în timpul în care ajung și tu tot mă faci să aștept. Ce să zic? Ăsta e omul, frate, românul. Românul autentic. No, hai un pic mai în față că m-am rămas pe trecere aici, frate. Haide, nene, bă, dar e frică să iasă cu chestia aia, bă, băiatule. Sunt multe, multe străzi din astea care, din Cluj, care nu sunt chiar ce trebuie, dacă vrei să spun așa. Cel puțin strada asta pe care circul destul de mult, aș putea spune, e foarte prăpădită. Așa îmi plac casele alea care sunt placate cu cărămidă, îmi dă așa o chestie faină. Ba asta da, mașină de oraș, fă, smart ăsta. Dar am auzit foarte multe smarturi din astea. Nu știu, le mere motorul nasol, se aude foarte nașpa, nu știu de ce. Dar ele ca și mașinuțe așa sunt foarte faine. Uite, știi ce mai este fain iarăși? Corsa asta, frate, consumă foarte puțin. Chiar și ăla pe motorină și ăla pe benzină la fel. Foarte faine. Păcat că tot vor ăștia să tragă de noi. Ideea care este că tot ne atacă cu mașinile astea electrice. Este vorba despre altceva cu siguranță, știi? Hai să vedem ce vrea Nelsurf. Da? Pe cel mai bun drum posibil. Mai am un pic și ajung la autogară. Aha. Nu, păi înseamnă că pe aceeași stradă. Așa îi zice și la asta Maramureșului. Da, da, da. Da. Bine, bine. Bine.
Bine, salut! E în spate clientul. Hop! N-am mai fost la locația asta, probabil că are vreo lucrare nouă, cine știe pe unde. Foarte nașpa opririle astea chiar lângă trecere. Dacă tot ești cu 3 jumate și ești băiat adevărat și ai văzut că am obstacol și am semnalizat un pic într-o parte, dacă te dădeai, multe lucruri faine realizai. Bun, n-avem ce face asta. Ideea care este că trebuie anticipat un pic și traficul, știi? Și dacă am semnalizat deja că vreau să mă duc dincolo, băiatul putea să se tragă un pic, știi? Da, nu, așa suntem noi. Pe scăruși de iarbă verde. Facem pe aici ușor la dreapta. Pac, pac, pac. Să dormi? Bine. Băi, tot felul de prostii din asta ori ieși, bă, băiatule. Ci că suplimente alimentare sau ceva de genul, așa se numesc, știi? Păi ai tu certitudinea ce este în ăla, mă? Ei fac acum o chestie și după aia, după 7 ani, zici, bă, mi-a dispărut o mână. Ce, de la alea nu e problemă. Da. Ideea este că industria asta a farmaciei, însă fer convins 100% că nu este pentru vindecare. Este doar pentru ameliorarea durerii. Și eu tind să cred că mai toate medicamentele funcționează pe efectul la placebo, frate. Serios. Aseară, fii atent, am luat niște produse din astea pe bază de aloe vera și mi-a dat un plic din ăla de ceai, știi? Și m-am uitat eu ce conține, am căutat pe internet fiecare ingredient și zicea că sunt naturale, știi? Și am băut, bă, mi s-a părut ok la gust, cu scorțișoară, cu tot ce trebuie, știi? Probabil că avea și niște morcov răzuit, e diferent. Și am mai pus acolo și niște foi de dafin, știi? Și, nu, ideea care este că eu beau tot felul de ceaiuri din astea, nu am niciun fel de problemă, adică și din copacul ăla, dacă rup niște rămurele din alea, știi? Și le bag în ceai și le fierb. Sau le las așa să iasă din ele ce e. Cu siguranță că este ceva benefic pentru corp. De ce? Pentru că este natural, nene, nu este sintetic. Da? Când îi dau ceva la corp și nu este natural, el se chinuie să identifice chestia respectivă și de multe ori poate că nici nu știe ce trebuie să facă cu ea, știi? Este adevărat, într-adevăr, încă fumez după data de 31 martie, pe 31 martie am o zi foarte importantă pentru mine, e triplă importantă, dacă vrei să zic așa, tu la Iveta, abia aștept să treacă, să știu odată, ori la bal, ori la spital. Și am zis că o să renunț la țigări pe data de 1 aprilie, ziua păcălelii, da? Și să vedem ce se întâmplă, știi? Cu siguranță că va fi bine. Eu am mai avut o perioadă din asta în care am renunțat la pipe și am stat mult pe sucuri, pe din astea naturale, adică mi le storceam eu singur acasă, știi? Și m-am simțit extraordinar de bine, vreo 6-8 luni de zile. În sfârșit, ăsta e altceva. Hai să mergem mai ușor aici. Op, op, op. Uite-l și pe... A, nu este, mi s-a părut. Am crezut că e băiatul nostru, dar nu e el. Lady in Red. N-am mai fost de mult pe aici. Uite-mă că este și Lidl-ul ăsta. Am și uitat de el aici. Servus, my friend. Era atent în altă parte, știi? Ia uite aici. Ce să iei și ce să lași, bă, băiatule, că-s numai din astea. De ce porculeț ori făcut aici? Interesant.
dă gust distracției, Fanta, toate chimicalele posibile. Oh, tu l-ai vetă. Ia uite, zici că e oaie. Ce mai câine? Tu unde-l brăcă, e cald. Da, mă, trebuia să mă opresc aici la Petron, că era bine. Să-l fi așteptat pe omul ăsta, știi? E roșu, face aici, mă duc din coace. Sunt atent, am trecut. Bun, mai departe. Aram, sam, sam. Să mă opresc, cred că pe aici, pe undeva. Sau mai încolo, mai încolo, știu că se ia de la Banca Transilvania. Hai să merg pe aici încetuț. Înainte de aici plecam cu termopanele în Franța. Aici, în Baciu, a fost... Hai că mă pun și aici. Dar e stație de trolebuz aici. Dă-i pace, frate. Aici spălau mașina la spălătoria asta. Un lene foarte ok, patronul de aici. Și el a fost șofer pe autobuz, pe autocar. Mi-a povestit foarte multe lucruri când noi nu eram în Uniunea Europeană. Multe, multe peripeții au avut și el. Bun, bun, așa. 16 secunde cred că am stat. Mai mult nu. Of, mamă, dăruma și clădirea aia de aici, bă, băiatule. Aici este, pe străduța asta, este Cantor. Este o firmă destul de cunoscută în Cluj-Napoca pentru carosarea mașinilor. Aici am făcut și prima oară când am lucrat la Termo Express. Mercedes-ul și Ford-ul, bineînțeles, tot aici a fost făcut. Foarte tranzitată și șoseaua asta de aici. Dar n-aș sta aici, crede-mă, absolut deloc. Adică nu aș sta aici, stânga-dreapta, la casele astea, nu mă înțelege greșit. Sunt blocuri mai încolo. Sunt alte case, mult mai încolo. Știi unde nu este trafic? Mie nu-mi place să fie trafic, nene. Să fie liniște, să fie bine, MTC. Mamă, era o televiziune pe, știi, MTC, MTC ăla. Mamă, e veche, frate, tu l-ai vetă. Cel mai bine să te îmbraci în negru, mai ești papornița neagră. Căldura asta e ok. Teraplast. Fine. Ia uite, în probe. Și o doamnă la volan, foarte tare. Tânăra domniță la fereastră sare și își rupe o mână și 5-6 picioare. Topo print, sau cum se numea ăla? Baciu-m. Baciu, făciu, tambo. Băi, dar unde s-o dus, bă, că nu-l mai văd, frate? Tu l-ai vetă. Mă gândesc că s-o opri el mai încolo, pe la centru, pe acolo, pe unde întorc ăștia. Uite-l că-l văd. Supercom este firma, tocmai au trecut mașina de gunoi, care se ocupă de Cluj cu ridicarea gunoiului și am înțeles că au fost și niște probleme. N-aș vrea să le discut acum. Au foarte multe mașini, au contract bun, ca să zic așa, pentru că și-or cumpăra mașini noi, nu știu, vreo 50-70 de mașini, frate, imens de multe din punctul meu de vedere. Uite că ăsta este. Aici în fața lui ăsta, nu, nu, nu. Baciu, făciu, tambu. Nu, am înțeles că pe undeva după ce ieșim de aici, din Cluj, din Baciu, fiate ce miște ăla. Faine alea, frate, să te duci cu ele pe teren. Să mergem undeva în dreapta.
Păi să vedem. Cam pe unde ar putea fi. Wow, aici nu mai stă nimeni. Încă mai e teren încolo. Da, da. Or să tot construiască ăștia. Ce duce omul ăsta? Găini? A, baloți. Mamă, frate, mai sunt camioanele astea care duc animale vii. Du-te, bă, de aici, fai de capul meu. Tot timpul mă uitam când mă parcam și afară la fel. Zic, nene, să nu fie în parcare ăla cu frigul, că îi merge chestia aia non-stop și hodorogește în cap de nu te poți, nu te poți odihni. Și zic, din aia cu animale vii, frate, că zic, fai de capul meu, așa put camioanele alea de n-ai idee, frate. N-ai ce face, îți dai seama, cineva trebuie să le ducă și pe alea, nu? Clar. Restaurant, pensiune, serios? Unde asta? Posibil. Termoizolații cu spumă din aia. E prea lung cuvântul. Băi, iar ăsta, mă, cu urși pe casă. Băi, de mine. Ansamblu premium cu 4 case. Mamă, fii atent ce mizerie e acolo, nu știu ce e acolo. Niște sticle aruncate. Bă, aiurea, mă, că nu se dau amenzi, nene, pentru cei care aruncă pe coclauri tot felul de chestii din asta, bă, băiatule. Bă, serios, îți place, bă, că mergi așa și vezi pe marginea stradei, ia uite, gunoaie, pungi, sticle, borcane, ce toate conservele posibile, bă, băiatule. Urât, jalnic, opa. Sun gardă, nu uite, mă, că aici era, vezi? No, alt cartier și aici, Vasile, n-am știut de asta, sincer îți spun. Și aici alți bani. Dacă te interesează cât costă aici vreo casă, cred că mai bine te lipsești. Seră de flori, camere, opa, boscheți. Bă, e fainu și oamenii ăștia care se ocupă cu florile, știi, cu serele. Uite, omul ăla stropește copacul, copacii. E foarte interesant. Ideea este că este greu, știi, și când cumperi o floricică zici, bă, dar de ce costă atât? Păi costă, mă, că ăla plătește căldură, plătește toate alea, știi? E destul de dificil. Uite, aici cred că sunt. Aha, la ghiveci, la fir, la conservă, la ce vrei tu. Uite și un A-frame acolo. Nu, mai merem încolo? Merem, Vasile, de ce n-am mere? Nu mă încetuți pe aici. Giubilani. Mai am de făcut un transport astăzi pe la Jucu, pe acolo. Al din ăsta, mă, de vi... Băi, nici n-am fost aici în viața vieților mele, te rog să mă crezi. Uite, aici livada asta o să dispară. Și una, două, trei. Trei case trebuie să vină aici, sigur. Ia uite aici dezbrănări din astea de mașini. Nu, mă. Nu am știut. Tudor, nu mă, un pic te rog că nu sunt în măsură să-ți vorbesc acum. Ia uite și aici au căzut. Dar unde duce, mă, drumul ăsta încolo? N-am fost, mă, niciodată pe aici. Să vedem despre ce e vorba. A, asta e casa, mă, de aici, știi? Oh. Mă, fii atent că se vede fain de aici. Ai ciubacu, bă, ciubacu. De pe de. Mamă, ce de fieretanii, nu? Dacă îți trebuie ceva aici, poți să vii. Nu știu ce mașini sunt jos acolo. Uite o matizone, frate, roșu. Ce fain arată. No, de ce să uita omul ăsta așa la mine? Ăsta o fi proprietarul sau care e treaba? No, hai să vedem. Dar pe ce parte e marfa? Că nu mai știu. Ah, pe stânga. Ok. Vuuu.
asta e casa care... Ia uite camerul și acolo, frate. Ce ai făcut? Ai greșit drumul, Vasile. Ideea e că... Yes, I know. Trebuie să mă duc cu spatele. Că mă uitam cum să pot coborâ. Numai încetuți cu treabă bună, să vezi capătul de lună. Nu dă pe jos soare. Trebuie să-l întreb. Nu, fracă, jos! Aici să te văd! Nu dă pe jos! Merge? 10 centimetri e ca... Nu, dă-te un pic, o să urc mai tare. Zici că e bine, ai fi vrut mai încolo. Ce te-a luat camera, mă, cu funcție? Apoi tot timpul trebuie. Capos. Opa. Așa. Că vreau să-mi notez kilometri. Unde suntem aici, mă, la Baciu? 1, 7, 6, 9, 8, 5. 6, 9, 8, 5.